18 ori, 0 șanse. Și pe final mai vorbim mai mult. 11,25. 11,25. Asta. Și cu asta am răspuns la problemă. Hai să vedem o construcție în revistă. Unde vi s-a părut dificil? Ce ați? Dar unde ați fi avut voi greutați la testul ăsta? Hai cu probabilitatea, dar nu l-am pe zero. Nu l-am pe zero. Da? Acolo a fost o slăbiciune. Mai departe. Maria, uitați pe așa, chestie pentru tine n-a fost o problemă, pentru că ai venit cu inițiativa cu A minus B, ai văzut repede, la doamnă minus B, la doamnă. Poate acolo n-ați fi gândit așa. Ați văzut că la sfârșit s-a mai sunt înapoi probleme, radicale ce? Se mărește cu 44%. Așa, am fi zis că se mărește cu 144%. Faptul că s-ar fi mărit cu 100%, adică încă o dată... Dacă vă da valoarea în părerea? 2 sau 3. Dar era tot, era aici au început prin a face doar ultima parte. Păi ea sugerează cum se merge. Probabil să zice până la sfârșit. Deci nu, au făcut doar ultimele două paranteze. Da, ultimele două teme. Venea 4 minus 2 și iar venea 2 minus radical. Și eu dar radical din 2 minus radical. Așa, așa. Și totul merge înapoi. Și scrie etcetera tot așa. Da, se merge înapoi. Cum noi am, general, am vrut să generalizăm. Ne-am scut 4 sau 5 radical. Poți să vedeți. 4 minus. Da. Important este că se susține. Da, am făcut 21. Sigur că da. Neapărat, aia era o slăbiciune. Și să spunem că... 6 pe 2, 10, eram gata să dăm și mai mult. Exact. Noroc că... Ne-am gândit cu 0 în urmă? Da. 0 în urmă. Sigur că da. 0 trebuie luat. Așa. Deci, câteva slăbiciuni au fost prezente. Deci nu puteam să... N-am spus că luăm 10. Au fost câteva slăbiciuni. Da? Deci, la fiecare, cred că câte ceva. Doar pe 0 îl iau, nu îl iau, păi, nici da? Să nu îl iau, dacă nu îl iau, nici nu îl iau. Păi de ce spuneam? 0 se împarte la 3, se împarte. El a spus, luând la întâmplare de la 0 până la 21. Mai cel indivizibil. Un număr oarecare mai mic decât 21. Da. Ce șanse am ca el, care e probabilitatea pentru ca el să se divide la numărul respectiv, să se divide la 3, la a spus. Nu? Și eu dacă îl luam pe... Eu, dacă nu am pe 3, ce era mai mic decât 21, nu era obligatoriu să le iau pe 20. Dar nu am luat pe 20. Mai mici decât 21. Ah, în întâmplare, un număr mai mic decât 21. Da, la întâmplare, deci am cazuri favorabile 7. Oricare, da, mai da. Și posibil este un 21. Da. Nu am zis totul fost. Nu? În urmă totul fost plantit. Asta. La geometrie a fost greu. Mai are ea o problemă care nu-i dă. Hai să vedem. Care e? Acum ar fi ce. Vine la care. Care e? Asta? Așa. Sunt cu 3 la testul 71. Zice că într-un trapez istos cel ABCD, un unghi ascuțit este între 4 și... Deci, dacă nu... Începe să scriem. Acum, așa, nu, e o poveste. Trebuie să avem timp să înțelegem. Deci e vorba de un trapez isoscel. Puteți să scriem. Da. Da. Deci tot pe a treilea, problema 1. Oferta, așa. Trapez isoscel ABCD. A, B, C, D. Un unghi ascuțit. Trapez isoscel. Un unghi ascuțit este de 45 de grade. Trapezii sau ceva, laturile paralele egale, ochiul la bază egală, deci din viață de pronunțăm, deci și gândim asta. Am să și fac desenul. Deci, un trapez. Deseori întâlnim la asta la cor, se face secțiunea axială, da? Secțiunea axială la trunchi de cor, la trunchi de cor, este un trapez
O notat la altura mare, eu pot începe în invers, dar nu contează. A, dar nu o să iau. A, e altă figură. Vine aici, A, B, așa, B, C. Nu, nu, e bine, e bine. Aia a făcut să iau altă apel la următoarea problemă. A, B, C, D. E bine. Bun, ABC, de la C. Zice că are un unghi ascuțit de 45 de grade. Latura oblică AD. A, AD. AD este congruentă cu baza mică CD. Așa. Zice că-s congruent. Bun. Așa. Ce de domnul de cu cărbam? Așa. Facem. AD. AB, C, D. Bun, așa. Și zice, deci latura oblică AD este congruentă cu baza mică CD. AD e 10 metri. AD 10 metri. Să se ia. Și CD atunci de unde? CD nu 10 metri, nu? Așa spune. Da. Zice așa, să se afle amic lungimea diagonală BD. BD. BD e la cu BD. BD e de asemenea întrebați. Da. Deci avem în ipoteză ca de egal cu 10, egal cu 10, și egal cu 10. Eu cred că puteți să dă primul moment anume la A și apoi să facem și pe B? Da. Sigur că da. Să aflăm pe B. Deci să aflăm deocamdată. Atâta e ipoteza, da? Atâta. Și nu vreau de fapt, mai cere ceva. Și mai adăugăm aici că unghiul de la măsura 45. Măsura unghiului de la egal cu 45. Se cere BD egal cu ce de întrebare. BD. Păi din ce și ne mai ducem da, pe perpendiculară? Zic. De avem. Ne dă și din câmp. Bine. Duc. De prim. Și ce prim? Ce o să de... Ce avem pe de prim și că primim de 10? Da. Asta. E 10. Da. După aia ne ducem în triunghiul A, D, prim, D, facem sinus de 45 de grade. Nu, de ce sinus? De ce vreau la așa? Dar de ce sinus de 45? Și cu ce este egal? Dacă poți să fie ipotenuză. Așa. Aflam după aia. Și cum are ipotenuză? A aflat ca teta opus. Dar ai putea spune de prim și cu A de prim ceva? Sigur că da. Asta vrei să spui, da. De deprim și cu A deprim sunt congruente pentru că unghiul de triunghiul de prim ești 45, te spun sau 45. Și două ori aprim A deprim egal cu 100. Deci A deprim, A vrei să spui că A de A pătrat. Deci, Miruna spune că 100 este egal cu... De două ori deprim la doua. De două ori A, de prim, la a doua. Dar să ne cunoaștem în urmă și ce eu spus. Corect. Adică, imediat ne întoarcem și la ideea. De unde poate A de prim? Este egal cu radical din 50. 5 radical din 50. Hai să mergem pe ideea o parte. Să vă... Sinus de 45. Sinus de 45 de grade. Care va opus să fie ipotenuză. A de prim. Supra. A de prim supra. Adică de ca opus de deprim, nu? De deprim, da. De deprim supra A de și egal cu de deprim care nu știm. Supra 10. Supra A de care știm 10. Și echivalent, sinusul de 45 este radicalul de 2. Deci apare radicalul de 2 egal cu D de prim supra 10. D de primul 10 radicalul. 5 radicalul de 2. Așa. 5 radicalul de 2. Același. Bun. Același. A, n-am avut atât BD. BD-ul? Păi, dacă știi pe A de prim, știi și pe B ce prim. Pe B, B, ce prim, nu știu. Noi, dar și pe tot AB. Da? Deci o știm pe AB, care este egal cu D, de prim, ce prim. De două ori. Ce prim, plus de două ori. A, de prim. A, de prim. Și egal mai departe. Egal cu 10, plus
10 radical din 2. Plus 10 radical din 2. Radical plus 10 pe lângă 1 plus radical din 2. Și cu asta am aflat pe AB, dar am aflat AB, AB, dar pe D. N-am aflat pe DB. D, D prim, B. În triunghiul D, D prim, B. B. Deci în triunghiul D, D prim, B. Avem că B de prim egal cu B de prim egal cu cu 5 pe lângă 10 bă, plus 5 radical din 2 și ai zis bine 5 pe lângă 5 pe lângă 2 plus radical din 2, corect. Asta e B de prim. Și D de prim o avem. Și B de prim am aflat-o 5 radical din 2. 5 radical din 2. Și atunci radical din D prim B pătrat. Adică 5 radical din 2 la pătrat. 50. 50, mă vei, plus 5, vine 25. 25 pe lângă. 25 pe lângă, tot, nu mai vine de aia. Păi, hai, tot la pătrat. 2 plus radical din 2, tot la pătrat, să-ți vine greu. Și egal. Ies un 25 în factor comun. Deci îți fie 5. 5 tocmai în fața radicalului, radical din 2. 2. Plus 4. Așa. Plus 4 radical din 2. Da. Și plus 2. Plus 2. Și egal cu continuăm. Egal cu 5. Egal cu 5. Radical din 2, plus 4. Deci am spus banul. Da, deci am spus. Da. Am spus că n-am dat pe calcă. Păi 4 pe lângă 2 plus radical din 2. Deci 4 pe lângă 2 plus radical din 2. Da. Și mai sunt 2. Deci 10 radical din 2 plus radical din 2. La sfârșit de tot. Da, e bine. Am linii. Am o linii. Deci problema e la punctul B. Da. Să vedem. Să se determine la punctul B. O secundă, o secundă. Mai ștergem un pic. Ștergem un pic și să facem... Fii ascult acolo, mă văd, să deci punctul B ce spune? Să se determine volumul corpului obținut prin rotirea trapezului în jurul bazei mari. Volumul corpului obținut prin rotirea trapezului în jurul bazei mari. Da. În jurul bazei mari. Deci, de exemplu, am făcut, am dat, am decupat un trapez și am învârtit până mi-am dat seama ce este. Nu, nu e cum, ce poate fi. Nu, nu e cum, că e o piramidă reglată, nu reglată, triunghiulară. O, nu o piramidă, o prismă regulată. Nu regulată, triunghiulară. Păi dacă o prismă regulată. Ok. Hai să încercăm să înțelegi un pic. Că tu ai aici un pic o problemă. Exact. Eu când rotesc caietul ăsta în jurul, ce se obține dacă îl țin pe asta? Asta se mișcă. Ăsta se mișcă, da? Da. Și ăsta generează un cilindru, da? În clipa în care trapezul rotesc în jurul bazei, punctele toate de pe A, B rămân fixe. Da. Cine se va mișca? D-ul? Unde va ajunge el? După A. Atenție! Mai facem un contrapez jos. Mai desenăm un contrapez. Și într-un trapez este da. Bine. Așa. D-ul ajunge într-un simetric. D secund. Prismă, nu? Prismă trebuie. Nu știu, mai încă aș mai analiza. Vrea să vedem. Deci, atenție. Punctul D, rotindu-se, ajunge la un moment dat aici în D secund. D secund. Da. Și dacă s-a mișcat, a deschis un cerc. Au rămâne fix. Păi și ne trebuie cercul ăla de acolo?
Nu te arătăm, nu s-a rotit, s-a deschis un... Ce arătăm, da. Păi, da, dacă s-a rotit complet, a deschis un cerc. E un con și un cilindru. Asta-i. Și iată că ce ajunge în ce secol. Și dacă s-a mișcat în spațiu, uite, ai un cilindru. În alt. Două con. Da. Și vă rămas fix. Și atunci, e vorba de două, da? Două cilindru și în capăt, în capăt cât e un corp. Deci la punctul B ce e un corpul obținut și la ce se termina suprafața totală a corpului obținut. Deci, avem o dată așa și aici tot puntat ca scrie în simetru. Că nu se vede după aceea. Și volumul corpului obținut e apațiului suprafața totală. Deci volumul de ce? De ce? Dar e apațiului obținut. Deci volumul de cine este format? Asta. Din cele două piramide și din acel cilindru. Volumul cilindrului plus de doi volumului corp. Piramide. Un corp este. A, da, da, da. Corp, baza este un cilindru. Da. Un cerc. Da. Da, deci... Con acolo, con acolo. Și un cilindru. Și un cilindru. Deci volumul corpului. Volumul corpului. Egal cu volumul cilindrului. Plus de două ori. Aș putea să zic și cilindrul care este. Da? Plus de două ori volumul corpului. Și egal cu volumul cilindrului. De ce? De ce? De secund. Ce secund? Ce? Da. De ce? De secund. Ce secund? Plus volumul de două ori. Volumul de ce? De, de prim A. Da, da. De secund A. De secund A. Și da, bun. Și avem în vedere că la de prim A acolo e râs la noi și 10. Volumul e area bazei, acolo la cilindru. La cilindru cât este? Area bazei? E pătratul, înălțimea. Înălțimea e 10, ăla. Care asta este generatoarea 10. Dar asta este. Și este drâul care am aflat. E 5 ori ca din 2. De primul, dar nu spune, da. 5 ori ca din 2. Pe scrimă. 5 ori ca din 2 ori 10. Deci zicem de ce de secund. Ce secund este egal cu 5 mai egal din 2. Nu, scriu și formula. Nu vă feriți să scrieți. Redactați cât mai multe lucruri ca să se facă acolo niște rezultate. Zia de mai tare. Dar la care e la... Pi, pier, pără, da. Da, pier, pără, H. H, da? Și egal cu pi. Raza de desfile. De prima mamare. De de prim. H care de ce? Și abia acum am locuit. Pi. Da. Pi. Ori 5 mai egal din 2. Asta la pătrat, cred că a spus. Da. Ori 5. 50. 5 radical din 2 la pătrat, ori 50. M-am spus. Și ori de ce? Ori 10. 500 pi. Așa era altă și nu? 500 pi. Pi. 500 pi. Metri. Centimetri. Metri. Metri. Da. Metri. 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 Dar nu e volumul corpului ăsta, asta e volumul cilindrului. Volumul cilindrului. Da. Și acum vedem celălalt. Volumul de secund A. Secund A. Egal cu... E vorba de un corp. Care e o formulă acolo? Aria, 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 pătrat, H. Da, pe 3. Da, 3. Și egal cu B. Așa, da. Ori de prim, e ce așa azi, da? De prim, la pătrat. H-ul e. H-ul e. H-ul e. H-ul e. H-ul e. Ori A de prim. Ori A de prim. Supra 3. Și egal cu 50 pi, 50 pi, 50 pi,
Adică primi 5 la etat din 2? 5 la etat din 2. Pe 3. Pe 3. Și facem 5 la etat din 2. La etat din 2. Pe 3. Pe 3 metri pătrați. Și acum facem volumul corpului. Și volumul corpului, în sfârșit. De două ori înseamnă 500. Volumul corp. Metricul. Este egal, metricul, sigur, era foarte mic. Volumul este egal, cum spuneam, volum cilindrului. 500 pi. 500 pi. Și merge la factor. Ori 2. Ori. Merge. Plus 2 ori. Așa, plus de 2 ori, da, 2 ori 250, radical din 2 pi, supra 3. Și vedem 500 pi este, 500 pi este factor. Pe lângă 1, plus radical din 2 pe 3. Așa o dăm eu? Da. Mediul cu acel cuvitor și scrie 3. Și corect, trebuia adus la ce ajută, așa că vorbiți. 500 egal cu 500 pi, pe lângă 3 plus radical din 2, totul ca 3. Metri. Da? Metri. Asta la ce? Și la ce? Și la ce? Mă citesc? Da. Sunt rotiva linie de acelor deci pe fața totală, deci aici vă să facem și ce rămâne fix. Pe dreapta aceea, toate puncte rămân fixe, iar punctul care în altă parte pe figură, el descrie cerc. Corect. Și trebuie dus el în ce poziție? Simetric cu față de dreapta. Deci, axa de simetrie. Așa am făcut ea, mai produs ce pune. Și, pe la mine, dar ce m-am gândit, ca să fac asta aici, mi-a trebuit că puteți. Da. Deci a fost un efort. Da, efort, da. Da. Deci acum e clar un lucru. Am luat un cer și nu mă te-aș am aici și orice punct al figurii acestea. Când facem rotirea unei figuri, deci punctele care nu sunt pe dreaptă, ele fiecare ajung aici și fac cerc. Celălalt ajunge acolo, face cerc. Face cerc. Înțeles? Da. Și dacă s-a fost aici, face și un cerc de simpluț. Foarte face cerc. Și abia atunci îți dai seama de ești. Ce la ce e? Suprafața totală. Ariile laterale. Nu mai facem. Ariile totală înseamnă așa, are laterală. Nu mai vorbi. Are laterală a cilindrului. Are laterală a formului. Are totală. Are laterală a formului. Deci, ce facem? Are suprafața totală. Are suprafața totală a corpului. Acum are laterală a conului și a cilindrului. Și apoi are bazii a conului. A conului și... De ce nu? Trebuie are bazii? Are bazii. Ca să facă are totală. A, nu le trebuie. Este lipit acolo. Nu se lipit. Deci cerc capete cilindrului acoperit de corp. Nu mai are lateral. Nu mai are lateral. Are total la corp. Înseamnă cât material mi-ar trebui ca să vopsesc asta. Exact. Ele sunt de mine acolo. A fost copilul. Da. A fost foarte mic. Și singura chestie care s-a reușit a fost rotirea asta. Deci n-ai știut ce se întâmplă când se mișcă în jurul unei axe. Dar în esimetru este cea. Am avut o problemă, de exemplu, să dăm un cilindru, domnule. Și în interiorul, nu o facem, doar discut. Și în interiorul cilindrului, o piramidă patru-lateră. Deci aia sunt ei, în interiorul cilindrului mare, o piramidă patru-lateră în interiorul cilindrului. Trebuie să vopsim interiorul, interiorul piesei. Aia era o piesă. Interiorul piesei. Ce vopsim? Păi vopsim ce? Un cer în cilindru, aia e împătrată, zis. Da. Un dreptunghi era, că era lungă, așa. Asta e, atenție. Ia. Deci, practic, tu ai un cerc. Și ai spus că ai baza asta de sus, un cer, ai un, o piramidă, baza este un pătrat, am înțeles eu aici? Da. Mai mic, așa, nu era așa. A, așa, zic. Da, e important. Da. Și asta e scobitura.
deasupra când te uiți. Mm. Și tu, practic, din aia cercului, scazi golul ăsta. Dar scazi că nu vopsești aerul acolo. Și ar fi aia laterală și a piramidei aceste care zice, că tu vopsești acolo. Păi tocmai, deci... Deci tu vorbești să imaginea aia, nu așa. Cilindru, are laterală la cilindru. Vezi, nu, vopsești are laterală la cilindru. Deci vopsești cilindrul pe exterior tot. Exact. Vopsești și de desubt că piesa și cercul de desubt. Nu, numai în interior vopsim piesa. Așa e și problema. Autorul nu vrea pe exterior nimic. Atenție, frumoasă. Deci numai pe exterior. Pe interior. Autorul vrea numai interiorul piesii să vopsește. Mai le-a un cilindru și în cilindru ăla era o piramidă patrulatelă. Atunci mai are lateral la piramide. Are lateral la piramide. Eu nu am zis are lateral la piramide, dar eu de ce, dacă nu am intrat în interiorul cilindrului, de ce nu vopsesc și pereții interioare ai cilindrului? De ce nu-i vopsesc? Care pereții interior? Păi, dar este plin în piesa. Nu era plină. Nu era plină, domn profesor. Deci, mai dați-mă un cercul, un cilindru imens. Dacă nu era plină. Imensă și aici ceva mic aici. Așa, aici. Și să vopsești interiorul piesei. Așa era, vă simt. A două data de toate. Dar o avem. Mai plătici interiorul piesei. Înseamnă că trebuie să fi văzut cilindrul ăsta ca fiind o parte masivă din fier, din metal, din lemn, nu știu din ce. Mai caută un că nu sună așa. Eu așa am înțeles că el aș cum aș intră, aș dă mă mulet mic, intru în interiorul piesii și ce văd? Văd întâi pereții din spatele meu aici cilindrului și văd în fața mea piramida, care trebuie să mă fiți care laterală și a ei. Așa m-am pus, piare laterală a... Și piare laterală a... Știți? Înțeles. Vopsește interiorul piesii, nu știu mai să zice cum era. Așa... Știți cum era, domnul profesor? Să vopsește interiorul piesii. Așa, înțeleg. Da? Și aici o chestie micută, așa, în sus. Bine, o piramidă patrulă era. Deci, și să interiorul piesei. Mi-ai zis piramide, o prismă. O prismă, pardon, domn profesor. Dar este o prismă. Da. Patrulă era. Da. Atunci. Hai să o puțin. Atunci. Și exprimarea era așa. Deci să vopsește, doar interiorul, vrem să vă pereți interior ai piesii. Nu știu cum. Pereți interior. Dar trebuie să spui așa, e o piesă, arată în felul următor. Așa, așa era descris, da. O piesă arată în felul era așa, da. Sub forma unui cilindru, iar în interior, o scobitură, sub formă de prismă. Da. Am dus, nu. Atenție! Dacă vă gândiți la forma unui cazan imens, să zic așa, sub formă de cilindru, da. Și în interior este acolo un gol, n-ai cum să vopsești. Nu, este o piesă sub forma de asta. Plină a fost piesă. Nu era plină, vă sigur. Repetat. Ia să o găsim, n-ați obținut la viitoare. Domn profesor, e clar că trebuie să o luăm prin deci, asta. Deci era exact cum am visat acolo. Da, nu era, dar eu văd că asta este ca un butuc. Da. Și a fost făcută o scobitură în interior. Sau ca un spațiu, intri într-un spațiu și un... Dar tu vezi mamperenții așa, voi și... Zicem că suntem aici. Ăsta-i da. Cilindru și o chestie mare așa, ca un... Am înțeles, dar acolo, mai pe acolo vezi vopsești. Pe pereții aceia... Da. Nu vopsești la înăuntru ăstea, nu? Păi nu poți să vopsești înăuntru, că e la unul plin. Așa văd, e plin. Înăuntru ăstea. Ăsta-i cilindru. Nu vopsim și n-așa? Păi dar dacă... Acolo e plin, e mai... Ăsta-i gol. E gol numai axul. Axul acela. Bernard, noi o avem problema asta pe caietic, că am lucrat. Și o aducem tura viitoare la domn profesor. Da. Deci trebuie să o vedem. Neapărat. Nu sună problema. Exact. O piesă în formă de cilindru, da. În care avem o prismă în scobitură. Nu, nu era scobitură. Era ca un spațiu. Da, trebuie neapărat. Facem sinteză? Da. Păi, asta e sinteza subiect.
Păi acolo scrie subiect moral, ca să vedem ce am făcut. Chestiunea uitați-vă în fiecare parte. Fiți leneș. Este important să zicem ce atins. Trebuie să mă revizi că toate lucrurile în general. Dați-vă de la inițial copii și spune-mi, vă rog. Nu mai vrea de zis, nu mai vrea de zis. Nu are mania, are mania. Dar nu te iau acasă. Pe ploaia asta. Pe ploaia asta aici, mă fac bine. Deci acum, mamura mea. Deci, probabilități. Radicale ce, nu? Radicale acesta? Nu, 6 pe x, ia aproximativ 10 și 7 x plus 1. Așa. Da. Aparține numărul naturale sau Z. De fapt, aici s-a pus problema divizibilității, da? Asta e. Hai să vorbim divizibilitate, ca să devin numărul întreg, înseamnă că sunt divizori. Discutăm în capătul de rotirea asta când vând problema rotirea.
clădirii în jurul unei drepte a unei triunghi a unei. Deci o să vedeți așa. Mai insistă dacă aveți la ce și să vedeți. La revedere, vă mulțumesc că ați rămâne pe program. Vă dăm o seară de până vă mulțumesc. Să nu uite prieteni noștri, să anunțe pe toți.